Cred că se joacă mai mulți 1-6 decât CSGO, sincer. Adică pe 1-6 am văzut că sunt undeva la vreo 16.000 de playeri. Hai să luăm băieți și bine v-am regăsit la un episod. De data aceasta, după cum ați văzut și din titlu, o să intrăm puțin pe CSGO. Dacă vreți să intrați și voi pe CSGO, trebuie să mergeți la library pe Steam, mergeți la CS2, mergeți la proprietăți, betas, selectați aici CSGO Legacy, version of CSGO, după care dați play și o să vă întrebe ce vreți să vă jucați și alegeți a doua variantă și dați play. Mie mi s-a descărcat deja, o să vi se descarce vreo 12 giga. Așteptați să vi se descarce și intrați pe joc. Ok, voi odată intrați pe joc o să fiți întâmpinați de niște mesaje. Dați aici ok, continue și vă apare interfața jocului care e puțin cam distrusă, să zic așa. Dar înainte să începem, aș aprecia enorm de mult dacă ați dat și voi acolo un like. Poate face și noi la videoclipul ăsta 100 de like-uri, cine știe. Și un subscribe aș aprecia enorm de mult, pentru că o mare parte din voi, cei care se uită la videoclipurile mele, sunt neabonați și aș vrea să reglăm lucrurile acolo cum s-ar spune. Bun, odată intrați pe CSGO, aveți aici interfața asta frumoasă. Din păcate, nu prea avem multe chestii de făcut, nu putem să ne vedem statisticile, nu putem să accesăm inventarul. Putem să ne uităm la meciurile pe care le-am jucat în zilele glorioase de CSGO. Ultimele meciuri, ultimul meu meci a fost pe 25 noiembrie 2024. Ultimul meu meci, asta mi arată meciurile de pe CS2. Ok, looking to play degeaba, pentru că dacă intrăm la play putem să ne jucăm doar cu boții, workshop maps, putem să ne jucăm pe mape de workshop, pe training course, dar nu o să facem noi training, și Danger Zone. Bă, abia aștept să se bage Danger Zone pe CS2 și nu știu dacă o să se bage încă, dar aș muri dacă se bagă, frate. Bun, și ce ne interesează pe noi este Community Server Browser. Am căutat pe net câteva servere de CSGO, am găsit și chiar am găsit unul ok, connectgo.fairside.ro. Este un server de CSGO românesc cu player pe el, mi-am pus și niște skin-uri pe arme acolo, am pregătit tot. Mai sunt servere cu player pe ele de CSGO, dar eu pe acesta l-am găsit și am zis, bă, hai să fac un video că sunt player. Asta mă interesa pe mine, să fie player pe server, nu mă interesează neapărat alte chestii. Am putut să-mi pun și skin-uri, deci e ce trebuie. Bun, și am intrat, suntem la CT, cu vechile rank-uri, cu Gold Nova, cu Global Belit. Eu mi-am pus deja skin-uri pe AM. You have a VIP status. Băi, ești nebun? Am VIP aici pe server? Grup VIP Diamond. Dacă nu mă înșel, am și făcut în trecut un video pe serverul ăsta și poate mi-a rămas VIP, cine știe. Ok, boys, hai să văd dacă mai știu să trag pe jocul ăsta. Mi-am pus aici skin pe mănuș, mi-am pus un carambit, hai să-mi pun skin pe carambit, semne exclamării WS, știți voi mai bine, și ia să văd ce skin-uri sunt aici lor. Mamă, stai că au venit ăștia aici. Îmi iau. Uliu, stai așa. Dacă nu m-am hotărât la carambit, îmi pun Tiger Tutma, clasic. Ia, cum arată. Ia, uite ce frumos arată. Bun, hai că a venit băieții la B. Să dăm un cap aici ceva. Vechea mapă, dați 2. Bă, oricum, CS2, părerea mea e că e superior CSGO-ului, adică grafica e mult mai bună. Și arată bine, dar nu știu, din cel puțin la mine, am mai multe FPS-uri de pe CSGO decât pe CS2. Probabil și cel mai probabil din cauza graficii, pentru că pe CS2 e îmbunătățită și clar consumă mai mult. Hai să vedem ce facem aici, batem și noi un om sau nu mai batem. Ne dă armură din prima, ne dă, ne luăm polar atunci. Vechea interfață de bai. Ne-am pus aici skin pe AVP, Dragon lor. I-am ratat normal, că i-am ratat. Hai că ăștia o să vină pe mid. Vin la BMO ăștia. Mă ții tu, bă, B. Mamă, de cum mi se pune flash-ul ăsta, mă?
Bă, de ce nu bat pe nimeni? N-a intrat glunțul niciun, ești nebun? Bă, dacă primesc flash pe CSGO, de ce mi se face negru în loc de alb? Da, nu înțeleg. Bă, dar oricum. Nu știu, e un pic nostalgic așa cum se mișcă și skinurile pe player și tot. Chiar e tare. Și văd că sunt și români destul de mulți care încă se joacă jocul ăsta. Nu știu, scrieți-mi și voi acolo în comentarii câți dintre voi încă vă mai jucați CSGO. Sau ați intrat, ați mai intrat în ultimul timp pe CSGO să vă jucați. Hai că se joacă. Ok, boys, hai să ne luăm un M4. Ne-am pus aici mare skin de Howl. 4 am 4 Howl și hai să-i batem la B. Mamă, ce heuri bune a dat fraierul. Hai bă, dă-i în continuare, ce? Bun. Mamă, ce-a sărit AWP-ul ăsta. Ah, m-am băgat prost. Hai că-l bate Navi. Hai, Mădăline. Aoleu. România Mega Event. Câștigă până la 100.000 de credite. Păi ce faci cu creditele pe server, mă? Îți iei... Ia uite, bă, nu pot să mai iau AWP. Ok. Hai că-l iau pe alu' ăsta atunci. Nu e nimeni la B. Nu era nimeni la B, bă, dar țineți B-ul ăla, bă. Bă, am intrat acum puțin la community servers aici. Și văd că sunt, dacă am dăm aici la player. Nu știu, astea cu 255 din 255, nu știu ce înseamnă, sincer. Hai ca să vă arăt și vouă, dar nu pot să fac mai mică. 16 din 20, 24 din 42. Nu știu serverele astea dacă chiar arată numărul de playeri corect, dar nici nu o să încerc să intru pe ele. O să ne uităm să vedem poate un CSGO chart, să vedem dacă avem undeva o evidență mai clară, având în vedere numărul de playeri care este. Fii atent că dau și defuse. Dau și defuse. O să verificăm niște chart-uri, ceva. Aaa, uite-l mă cum mă aștepta el, măi. L-a intrat în bază la noi, mă. Oleu. Da. Am vrut eu să fac ceva, dar eram singur, deci n-am mai făcut nimic. Avem acest AK-47 Gold Arabesque. Ăștia dau rush pe noi, zici că noi jucăm la CT. E aici, mă. Era aici, mă, el. Oricum și mapele sunt schimbate. E diferită asta față de cea de pe CS2. Nu cu mult, dar e diferită. Hai, mă, și noi pe ei, numai să vină pe noi. Păi da, ori suntem teroriști, ori nu mai suntem, nu? Ia uite, bă, aveam mult, bă. S-au pus grenadă de-aia cu X-ray.
Nu știu, mă, ce mai era pe serverele astea. Ia că dăm comeback, ne-au bătut la CT, acum mai batem pe Tero. Intrăm la X1 aici, băiții? Hai, mă, iau-te, am luat și MVP. Ce vorbești? Au mai ieșit playerii, că văd că e ora 12 noaptea când filmez. Și cred că s-au mai băgat băieții la somn. Da, nu știu dacă v-am arătat setările. Setările sunt cam astea. Full HD, high, enable very high. Cam astea sunt, vă uitați voi dacă vreți. Dar sunt setările default care, cu cele cu care am deschis CS-ul. Nu e nimic wow sau nimic schimbat. Opa. Și e unul și acolo. Da, nu mai poți să mai te tragi prin smoke și să vezi. Ia uite-l pe ăsta, a intrat prin smoke, bă. Fii atent la el. S-a schimbat și mapa, boys, s-a băgat un miraj. Oricum am văzut că doar miraj și Dust2 am văzut că se bagă în mare pe server. Nu știu de ce nu bagă băieții și alte mape, dar e ok. Iată, bă, au băieții și TikTok, Instagram, YouTube. Au de toate. Nu-mi dau seama dacă intre glonțul mai bine pe CSGO sau pe CS2. Asta nu pot să-mi dau seama, trebuie să mă joc mai mult CSGO, dar mi se pare că pe CS2 chiar intră bine. Nu știu dacă mai bine decât pe CS2, decât pe CSGO, dar intră bine pe CS2. Bun, hai să vedem. Mamă, 3 suntem atâta. Da, mă, s-a cam dus lumea la culcare. E cam gata, dar în mare găsiți player pe aici să vă jucați. Dacă vreți să mai încercați să vă jucați niște CSGO așa de... Ia uite-l pe ăsta, bă, a venit, a sărit din site. Da, am vrut să caut acum niște statistici să văd așa cam câtă lume se joacă CSGO, dar nu prea sunt. Pentru că dacă scrii CSGO charts, îți dă lumea care se joacă CS2 și n-ai cum să-ți dai seama. Singurul mod prin care poți să-ți dai seama dacă se mai joacă lumea e prin servere, dacă sunt player pe servere sau nu. Dacă mă știe aici. Nu! Nu, au venit băieții pe mine. Hai să mai dăm 2-3 runde și cam asta a fost și episodul nostru de astăzi. În concluzie, se mai joacă lumea CSGO, dar foarte puțin. Cred că se joacă mai mulți 1-6 decât CSGO, sincer. Sincer vă zic. Adică pe 1-6 am văzut că sunt undeva la vreo 16.000 de playeri online. Aia că m-am văzut și ăla de la scară de acolo, că ies acum și dau mare cap. Am venit din balcon. Da, deci cred că sunt mai mulți pe 1-6 decât pe CSGO. Acum nu știu. Părerea mea, scrieți-mi și voi părerea voastră în comentarii. Ok, boys, hai să mai dăm o rundă și cam ăsta a fost și episodul nostru de astăzi. Pe CSGO. O să ne întoarcem după aia la CS2. Dar mă bucur că încă se mai joacă cineva CSGO și aia cu cine să te joci. Nu! Ia uite-l, bă, ce cap mi-a dat. În fine, nu mai contează. Bă, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like și un subscribe, aș aprecia enorm de mult. Și până data viitoare, fă să login pe go.fairside.ro. Pa, pa!